Cele două spitale din Roman, respectiv Spitalul Municipal de Urgență și Spitalul de Psihiatrie Sfântul Nicolae, dar și clinicile private Sfântul Nectarie Roman și Fundația Medicală Speranța Bolnavilor de la Barticești, au fost supuse unui amplu control tematic de către inspectorii Direcției de Sănătate Publică Neamț, primind termene de remediere pentru neregulile constatate. Controlul, care a dat ca de obicei multe frisoane celor controlați, s-a derulat în perioada 2-30 mai în cele 11 unități sanitare de stat și private cu paturi din județul Neamț. Inspectorii sanitari din cadrul Departamentului de Control în Sănătatea Publică al Direcției de Sănătate Publică Neamț au verificat în perioada 2-30 mai 2017 o serie de unități sanitare cu paturi din județe atât publice cât și private, adică Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Municipal de Urgență Roman, Spitalul de Psihiatrie Sfântul Nicolae Roman, Spitalul Urășenesc Sfântul Dimitrie Târgu Neamț, Spitalul de Pneumofiziologie Bisericani, Spitalul Orășenesc Sfântul Ierarh Nicolae Bicaz. De asemenea, s-au verificat și unități sanitare cu paturi private cu spitalizare de zi, și anume Teos Medical Clinica Sfântul Nectarie Roman, Central Clinic Piatra Neamț, Fundația Medicală Speranța Bolnavilor Barticești, Sece Clinica Medicală Sfântul Andrei Piatra Neamț, Sece Palimed, SRL Târgu Neamț. Controlul a vizat o serie de aspecte generale privitoare la modul de organizare și funcționare al unităților spitalicești în baza Ordinului Ministrului Sănătății numărul 1030 din 2009, care se referă la principalele aspecte legate de funcționarea unităților și desfășurarea în legalitatea actului medical destinat principalelor actori, medici, asistenți medicali, infirmieri, personal de îngrijire, personal TESA, bolnavi și aparținători. Conform raportului întocmit de DSP Neamț și remis Ministerului Sănătății, au fost relevate o serie de aspecte pozitive constatate cu prilejul controlului amintit, referitoare la structura organizatorică, dotarea cu ascensoare a clădirilor multietajate, respectarea circuitelor medicale, modul de întreținere a spațiilor de cazare, a cabinetelor și spațiilor operatorii, la crearea stocurilor de medicamente și biocide avizate de Ministerul Sănătății în vederea combaterii infecțiilor intraspitalicești. S-au desprins aspecte generale care au fost corespunzătoare, și anume toate unitățile sanitare funcționează conform Ordinului Ministerului 1030 2009, cu autorizație sanitară de funcționare. În toate unitățile sanitare se respectă structura și obiectul de activitate. De asemenea, sunt respectate normele privind monitorizarea stării de sănătate ocupațională a personalului, sunt respectate de prevederile privind gestionarea corespunzătoare a deșeurilor unitățile sanitare cu paturi. De asemenea, se respectă circuitele funcționale pentru toate categoriile de personal, pacient, lingerie curată, murdară, alimente, deșeuri. Finisajele sunt corespunzătoare, lavabile, rezistente la acțiunea biocidelor. Toate spitalele cu spitalizare continuă au întocmit planul de supraveghere și control al infecțiilor asociate actului medical. Starea generală de curățenie este corespunzătoare în toate unitățile. Rezerva de apă pentru 1-3 zile este asigurată la 3 unități sanitare cu paturi, anume Piatra Neamț, Spitalul Piatra Neamț, Spitalul Roman și Sfântul Nicolae. Au mai fost vizate și aspecte legate de asigurarea independenței energetice a unităților sanitare inspectate în caz de avarii sau catastrofe naturale, modul de preparare a hranei asigurată bolnavilor, modul de sterilizare a instrumentarului care a fost găsit corespunzător în doar 9 din unitățile vizitate. Grup electrogen există la 5 unități sanitare, există în stoc materiale de curățenie, biocide avizate de Ministerul Sănătății. Și toate spitalele cu spitalizare continuă au bloc alimentar, călătorie proprie. Sterilizarea instrumentarului se face corespunzător în 9 unități sanitare. Raportul relevă și disfuncțiile găsite de inspectorii sanitari, disfuncții care au primit termene de remediere și s-au soldat și cu amenzi în valoare de 500 de lei de persoană pentru neasigurarea apei sterile în blocurile operatorii și 6 pentru nerespectarea precauțiilor de lucru și protocoalelor de către personalul medical. Ce pot să vă mai spun, că au fost constatate câteva neconformități și s-au dat termene de remediere, care au fost menționate în rapoartele de inspecție pentru fiecare unitate controlată. S-au recoltat probe de sanitație, și anume s-au recoltat un număr total de 389 de probe, dintre care 383 au fost corespunzătoare. Doar un număr de 6 au depășit indicatorul la numărul total de germeni.
S-au recoltat de asemenea 216 probe de aeromicrofloră, toate au fost bune. Apa sterilă, au fost verificate 7 probe, dintre care doar 4 au fost corespunzătoare, 3 nesterile. Sterilități la instrumentarul chirurgical folosit de unică folosință s-au recoltat un număr de 81, toate sunt corespunzătoare. Per total, unitățile sanitare romașcane au ieșit, se pare, bine la control. Totalul amenzilor aplicate la nivelul județului a fost de 4.000 de lei. Vom reveni cu un material despre rezultatele controalelor realizate la unitățile sanitare din Roman și zonă, în măsura în care vom mai primi informații transparente despre control în baza legii 544.